avem o altă viță de Moldova și aici lucrurile sunt oarecum clare. De ce? În partea dreaptă nu avem nicio coardă în momentul de față, dar o putem lăsa pe aceasta, da? Ia, tai-o tu de acolo. Tai. Ia. Și apleacă, să vedem cât de lungă este. Așa, cu grijă, cu grijă, da? Ia să vedem, e cam lungă, da? În consecință o tai, uite, avem ochiul deasupra, da? Și merge. Și o tai de acolo. Mai ține de, ține de coardă. Așa. Și asta este centrală și merge, ajunge la etajul superior. Tai și pe aia de deasupra. Se toaletează, se elimină ciorchinii și copilii care s-au uscat, da? Iar pentru partea stângă, cea mai viguroasă coardă pe care o avem aproape de tulpina centrală. Deci asta este. Aia rămâne și restul se elimină. Aici avem un caz când coarda, o coardă de la vița vecină a ajuns până în zona acestei vițe pe care noi o toaletăm acum. E lungă, dar ia să vezi, elimină brațul ăla ca să nu te încurci acolo. Da? Și pe aceea, că oricum o să mai tăiem din ea. Așa. Deci, asta așa a rămas cu trei brațe, un braț în stânga. Ia, apleacă tu de brațul ăla din stânga. Ușor, 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 așa, cu grijă. E cam lung. Uite, poți să mai tai de acolo, da, exact. Așa, e numai bine. Și când se va cercui, se va fixa bine. Un braț central, o coardă centrală și una în partea dreaptă.